E timpul pe sfârșit acum, Scriptura se împlinește. E aproape să vină Hristos, Domnul Iisus sosește. Și tot ceea ce noi vedem, când jurul nostru se întâmplă, de mult în Cartea Sfântă-i scris și nu ne înspăimântă. Au fost și sunt cu tremure, furtuni și inundații, ciumă și foame, molimă, război și solul morții. Dar oricâte valuri vor veni să stea în fața noastră, avem nădejde viitor, Iisus nădejdea noastră. Căci viitorul acestei lumi, din tot ce se vestește, noi strălucit, măi oameni buni, ceva se pregătește. Încă mai este timp acum să-L căutați pe Domnul. Numai în El nădăjduiți, El este viitorul. De nu-L cunoști pe Dumnezeu, tu n-ai nicio nădejde. Dar dacă El e Tatăl tău, nu ai de ce te teme. Oricâte valuri ar veni, tu rămâi în picioare. Chiar de bogații acestei lumi vor suferi de foame. Cei ce sunt necredincioși poate vor duce lipsă. Tu să te încrezi în Dumnezeu, El nici când nu te lasă. Pâine și apă vei avea, tu să n-ai nicio grijă. Pe brațe El te va purta, n-ai teamă și n-ai frică. Să nu-L vinzi pe Iisus Hristos pentru un colț de pâine. El s-a lăsat pe cruce pus, a murit pentru tine. Să nu-L vinzi pe Iisus Hristos pentru un blid de linte. Cum L-a vândut flămând fiind Esau mai înainte.
Tu amintește-ți cine ești și cine ți este tată. Numele tău în carte-i scris, nu-l șterge niciodată. Peste omenire va veni vai și amar și rele. Tu niciodată nu uita cine-i a ta nădejde, căci Domnul în cuvântul său la toți El ne promite. Eu pentru voi am viitor, o pace și o nădejde. Orice ar veni, nu dați înapoi, eu sunt al vostru tată. Nenorociri nu-s pentru voi, ci-s pentru lumea toată. Stați în gosen la adăpost și atunci nicio urgie nu vă ajunge, dan Egipt va fi tot ce-o să fie. Orice ar veni, nu dați înapoi, eu sunt al vostru tată. Nenorociri nu-s pentru voi, ci-s pentru lumea toată.